Aveți ceva de spus? Spuneți cu voce tare. Despre corectarea tulburărilor de vorbire, aflați imediat. Invitata emisiunii de astăzi este doamna Simona Grigorescu, psiholog clinician și logoped. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! De la ce vârstă devine eficientă logopedia? Terapia logopedică propriu-zisă se realizează în jurul vârstei de 4 ani. Bineînțeles că dacă părintele observă la copilul lui o întârziere în dezvoltarea limbajului, nu așteaptă această vârstă pentru a se adresa specialistului. Începând cu vârsta de 2 ani jumate, deci se realizează o stimulare a dezvoltării vorbirii. Da? La jurul vârstei de 3-4 ani se începe practic corectarea pronunției. Asta este vârsta recomandată. Tot mai multă lume lasă televizorul aprins pe desene animate. Stimulează vorbirea la vârste fragede desene animate? Nu stimulează. Într-adevăr, sunt părinți care spun că au un foarte bun control. Da? Deci știu exact ce desene animate pun copilului, dar consideră că asta este că desenele animate stimulează vorbirea. Nu. Studiile făcute pe această temă arată faptul că televizorul, calculatorul, da, modifică structura și funcțiile creierului. Da? Inclusiv emoțiile. În timp ce vorbim, se creează un feedback. Recunoști figura interlocutorului, îți dai seama de varietatea de emoții care o stârnește în interlocutor, dar chiar și în propria persoană. Și atunci, clar, comunicarea directă stimulează o vorbire cât mai, da, mai precoce. Da, e adevărat. Mai mult decât atât, sunt studii care spun că la nivelul emisferei cerebrale stângi deci practic este inhibată activitatea emisferei cerebrale stângi, aceasta fiind responsabilă de partea legată de vorbit, de gândire logică și analitică, scris, citit. Și în cazul în care în jurul vârstei de 3 ani copilul începe și pune veșnica întrebare, de ce, de ce, de ce, părintele trebuie să aibă răbdare să-i răspundă, tocmai pentru a-l ajuta să-și structureze această gândire și vorbire la urma urmei. Așa este. Ceea ce îl ajută sunt jocurile, poeziile, poveștile, lăsând la o parte și legătura care se creează cu părintele. Deci ați recomanda în fiecare seară să-i se citească o poveste? Mai bine decât să fie lăsat? Ar fi ideal. Ar fi ideal ca acest lucru să se întâmple, da. Atunci când cineva apelează la dumneavoastră pentru logopedie, ce îi spuneți? Cât durează și în ce constă o ședință de logopedie? O ședință de logopedie, de principiu, durează 40-45 de minute cu întâlniri săptămânale sau chiar ideal de 2 ori pe săptămână. Cât durează? Poate să dureze de la o lună până la un an, poate chiar 2. Asta depinde foarte mult de vârsta copilului, de sunetul deficitar, de anumite patologii. Da? Deci poate să fie un copil cu hipoacuzie sau cu o deficiență mentală și atunci terapia logopedică durează. Ce înseamnă o ședință de terapie? Înseamnă exerciții, jocuri, da? de scurtă durată pentru corectarea pronunției. Bineînțeles, este important ca copilul să înțeleagă că sunt 5 minute sau 10 minute să stea un pic așezat pe scaun, față în față cu logopedul, pentru a înțelege cum anume se pronunță sunetul respectiv, da? Și pentru în fața oglinzii logopedice, da? Pentru o bună vizualizare a organelor fonoarticulatorii.
ultimele minute, de principiu, sunt rezervate părintelui, în care îi explici modalitatea de lucru, pentru că este foarte pentru consolidare, da, este foarte important ca părintele să lucreze acasă cu copilul. Deci primesc și teme pentru acasă. Da, da. Deci primesc de principiu niște fișe sau, da, pe care trebuie să le lucreze cu copilul. De asemenea, îi se prezintă părintelui și progresele sau care au fost realizate în ședința respectivă sau poate nu. Dar îi se face o scurtă prezentare. Da, un lucru pe care doresc să-l subliniez este faptul că părintele trebuie să conștientizeze cât de importantă este implicarea lui și că alături de logoped și de copil se realizează o echipă. Atunci se vor vedea și rezultatele. Nu este suficient, dar nu sunt suficient acele 40 de minute, care este posibilitatea să nu fie 40 de minute, am explicat mai devreme de ce, dar chiar dacă întâlnirile sunt săptămânale. Se înțeleg că e nevoie de motivarea întregii familii ca rezultatele să fie cele așteptate. Da. Și până la urmă e vorba de o repetiție, nu? Repetiția este mama învățării. Da. Chiar acum mi-amintesc de Petrache Lupu, cel care fusese cu dificultăți de vorbire, da, și chiar cu un grad de hipoacuzie și totuși, prin exerciții, după acea revelație care a avut-o, a devenit un orator extraordinar, strângând sute de mii de oameni care l-ascultau. Așa este, da. Cum intervine logopedia în cazul copiilor cu baraj verbal, cei care se bâlbâie? În cazul copiilor cu balbism sau cu mutism, da, cu mutism electiv, situația este un pic diferită. Până la un moment dat se respectă, ca să zic așa, pașii corectării unei dislalii. Da? Însă, de cele mai multe ori, în cazul acestor tulburări, sunt în spate să spun niște tulburări emoționale, sunt cauze emoționale. O sperietură? Poate să fie și asta, o sperietură, un stres, poate nașterea unui frate, de exemplu. Deci nu neapărat o sperietură? Nu neapărat. O bucurie pentru familie, pentru unul din membrii s-ar putea să fie poate un stres. Poate începerea școlii, da? Deci pot fi diverse cauze. Atunci, terapia logopedică se asociază cu psihoterapia. Da, de cele mai multe ori acești copii sunt anxioși, sunt ezitanți, au o fragilitate emoțională și atunci trebuie lucrat un pic și pe această parte. Da. Chiar apăruseră anul trecut în lumea medicală un caz al unei fetițe care după un stres deosebit a refuzat să vorbească mai mult de câteva luni. Deci chiar și acești copii au șanse de recuperare. Au șanse. Probabil, da. Și cu medicație. Da, da, probabil, da. Și cu psihoterapie, da, pot fi progrese favorabile, da. Se poate. Mulțumesc pentru interviu. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Aici se încheie ediția de astăzi. Sunt Laura Popescu și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, nu uitați, sănătatea în realitate vă privește. Rămâneți sănătoși!